Oameni buni, alături de noi astăzi vine prietenul nostru, talentatul Ionuț Ciocea, adică Brânzoi din Las Fierbinți. La mulți ani, ne-am văzut și înainte de sărbători. Aia vreau să spun, că de-abia anul trecut ne-am văzut, adică A trecut un an. Să rămână doamna avocat, dacă vă uitați la noi. Chiar ambele surori sunt avocat. Da. N-au avut ce face. Și s-a uitat... Limbariță mare la ea. S-a uitat săptămâna trecută. Da, s-a uitat. Anul trecut când ai fost? Le-am băgat în cap, știi, procesează acum. Și? Procesează, când știi? Ocupate, știi cum da, e. Da, da, anul trecut tot ai spus tu despre ele, că sunt cam că una alta. Da. Exact, ce faci? Cum a fost de sărbători? Mai am puțin și... deci a fost bine. Da, a fost bine cu familia mea, nevasta. Hai mă să dai la munte să vadă și copiii zăpada. Zic, da, de ce să ne ducem după zăpadă când vine ea la noi? Și uite că a venit zăpada. Exact, de ziua lor ieri. 6 ani au împlinit. Da. Gemenii, 6 ani să vă trăiască. Mersi și dumneavoastră la să toată lumea. Copii, dacă vă uitați acum la emisiune, să știți că tatăl vostru vă dă voie să continuați desenele prin casă. Da, să facă din nou peștere în casă. Nu e nicio problemă. Tu ai poze de când au făcut toți pereții cu desene? Mă, cred că am câteva, dar să le caut, știi? Nu, n-am făcut special, uite că nu mi-a dat până cap. Dar am eu timp. Acum s-au cumințit, știi? Au trecut la altă etapă. Știi? Perfect, o să vedem, poate... Se adă tată ce mi-a zis fiimea, ce burtă grasă ai. Și azi m-am și tuns și cu ocazia venirii la tine și pentru că fiimea mi-a zis, semen cu Moș Crăciun. Și atunci ai zis, hai să iau măsuri. Uite, măsuri. Vedem fotografii cu ei și când erau mai mici. Mai micuței, da. Faină viața cu gemeni. Oh, cum să nu? Când plânge unul, plângești celălalt? Nu. Deci sunt foarte diferiți, hai să râzi. Dar se completează în același timp. De exemplu, la ou, nu mănânc aceleași lucruri. Deci unul mănâncă albușul, unul gălbenușul? Exact. Nu cred. Da, fiimea mănâncă gălbenușul, băiatul mănâncă albușul. Fructe. Ea nu mănâncă fructe, el mănâncă fructe. El mănâncă legume. Da. Fiimea nu, dă totul. Am luat niște pizza, era cu roșia, dă tati roșiile și dă și verdeața deci, de acolo. Deci până la urmă, totuși nimic nu se pierde. Da, aici e frumos. Totul se împarte. Se recuperează. Asta e un lucru bun, totuși. Da. De anul nou, frumos, artificii? Da, nou, frumos, artificii. Ce am văzut? Program așa. La televizor? Exact, pe televizor. Am dat televizorul mai tare. Și s-a auzit... Și la cât v-ați culcat? Eu cred că pe la unul deja... Ai fost primul care ai cedat? Nu. Cred că Alexandru a dormit primul. A prins da, și da, și eu m-am băgat lângă el, că eu dorm cu el, și atunci am zis, ce te mai atâta? Hai să doarmă tata deci, lângă tine. La voi sunt împărțite treburile astea, deci tu la dor pe băiat și soția pe da, fată? Da, el de când a fost bolnav, eu ți-am mai povestit-o acum vreo 3 ani de zile, după ce avea, cred că s-a săturat de mâns în spital. S-a vrut 2 săptămâni cu maică să în spital. Atunci el doarme cu mine. Dar fii sincer cu mine. Da. El doarme așa cum e patul pe lung sau el pur și simplu vrea să doarmă invers? Nu, el doarme în tot patul. Asta am dit mai patul, știi, 2 metri și așa și așa și se bagă mine și mie așa de somnul lui ca să zic dă-te mai încolo, știi? Și până ajung ca aproape eu să cad în pat și el să aibă cât e, da, copilul de 6 ani să aibă tot patul. Cunosc chestia asta, bă, și la mine fiul meu la fel, bă, nene. Deci nu doarmă pe lung așa cum e patul, simte da, nevoia și să după doarmă tot pe da. Iar Medea ieși mai și Medea cotrăbăie până tot patul. Deci maică să e disperată, ăsta măcar vine și știu că e acolo. Dar Medea o găsește și așa, mai ales să doarmă în picioare, știi, pe perete. Deci, eu zic că e foarte faină viața cu gemeni și da. Ar fi păcat să nu continuați. Ce să mai gata? Dar serios, te-ai mai gândit la chestia asta? Da, mi-a trecut repede. De ce? Nu e așa ușor. Zice, toată lumea spune, domnule, e greu cu unul. Da, păi cu doi. Nu, munca la doi cred, de 3 ori mai intensă. Da, pentru dacă că... îți dai seama, au aceeași vârstă, cresc împreună. Da, și când cu unul, când cu altul, când cu unul doarme, unul adorme. Când erau mici, nu dormeau la aceleași ore. Deci, practic, este prima dată când putem spune că matematica nu are dreptate. Unul cu unul nu-ți fac doi. Niciodată. Deci, unul cu unul aici. Aici fac 3 ca volum de muncă, da. Exact, foarte tare. Dacă tot am început săptămâna cu tine, de vreau să te întreb, tu ești bun pe bancuri? Măi, eram... Dar n-am mai zis de mult așa. Ceva bancuri așa pe care ar merita. Mai am niște reziduri aici de... Unele bune așa. Nu știu dacă sunt bune sau nu. Sunt vin acum.
sau bancul ăla pe care l-ai tu și întotdeauna când îl spui, știi că toată n-am lumea... N-am avut ăsta, nu, mie mi-a plăcut să improvizez, să n-am... N-am ținut, dar stai că aveam unele care îmi plăceau. Stai să ne gândim acum că tot au fost sărbătorile. De exemplu, unul cu două blonde. Unul cu două blonde? Da, nu unul, un banc cu două blonde. Deci două blonde se duc acum de Crăciun, să ducă... Gemene? Mă rog, nu știu, dacă, ca și gândire presupun că da. Să duc în pădure să caute brad de Crăciun. După vreo 4 ore de mers, așa, una foarte obosită, îi zice celelalte: auzi, dragă, dar unul neîmpodobit putem să luăm? După aia, vezi, la ăsta cu bancuri îți trebuie public să râde. Da, da. Lasă, ia râdeți, băi! Băi, ia râdeți, mă, că altfel nu mai zic. Nu am glumit. Altul, tot la fel, Zoro vede o blondă, știi? Superbă. Dar tu ești pe blonde băgat, pe bancurile cu blonde. Mi-au plăcut blondele, dar am avut parte de brunete. Se uită soția acum, nu? Da, e brunet. Am înțeles, de-aia. Pe de-aia am văzut și poze. Nu că știe, nu e problemă. Mi-am spus aproape tot. Aproape. Așa. Mai e ceva ce ne-ai spus? Da, mai am și eu acolo două, trei secrete, dar le țin pentru mine. Îi le spun când ai muri. Doamne, iar. Și patul de moarte. Nu, că nu, sunt mici. Când o să ai 100 de ani. E, 200 acolo. Fii generos. Exact, la 200 de ani o să chem să-i spui, mai am un secret. Mai am un secret. Care? Blonda aia. Blonda aia, care blondă? Așa, deci vede Zoro o blondă. Zoro. Zoro. Da. Și se duce lângă o agăță, știi? Și zice, știi cine sunt eu? De-aia, ia fii atent. Îl face pe Z. Uite, mască de asta, de zbor cu ea, tu nu vezi? Z. A, Superman. Așa, stai că mai am unul care îmi plăcea mie. Ce poți să mai dai jos de pe o secretară goală? Directorul. Stai, aveam un... Nu râdești tu pentru toată lumea. Nu, da, știi care e chestia? Că e important când spui bancuri să te ajute și mimica fețe, iar pe tine chiar te ajută. Da, jur. Mersi, da. Așa, cum poți... Neapărat că nu m-am gândit la asta. La noi, culmea, că nu te strâmb prea mult, iese prost. Trebuie, da, să lași totul să fie justificat așa, să... Mă rog, de asta am vezi vreo 4 ani de zile. Printre altele. Cum poți face lumină cu ajutorul apei? Cum? Speli geam. Asta e bună, da. Stai că mai aveam, mă rog, până Ardea, se duce un turist în Ardeal și întreabă un nene: bade, la voi unde să fierbe țuica? No, numai la biserică, nu. Adică, bun, asta, peste corect tot. Dar ți spune că stai cam prus la bancuri. Dar văd că îți vine așa pe bandă rulantă. Da, mă rog, mi-au venit acum așa, da. Și mai îmi plăcea unul. Ăsta chiar îmi plăcea, yeah. Deci de Crăciun ajunge calul. Nu știu dacă știi, nu știu. Ajunge calul în grajd și porcul, care stătea într-un colț, începe să se ia de el. Și îi spune: bă, calule, bă, tu ești prost rău de tot. De un an de zile mă uit la tine. Dimineața îți dă ăsta, stăpânul, îți dă un pic de fân, o găleată cu apă și hai la muncă, hai la muncă. Bă, tot anul la fel, mă. Bă, prost ești, da? Ăla calul săracu mai spunea, mai zice: uită-te la mine, ca porc ce sunt. Bă, de un an de zile mănânc 4 mese pe zi, mă lăfăi, mă joc, fac ce vreau toată ziua. Uite ce bine o duc. Calul stă așa să uită un pic la el, zice... Îți place ziua asta? O băgăm, o băgăm. Zică: măi, porcule, dacă mă uit bine așa la tine, tu nu ești ăla de anul trecut. Da. Bun ăsta, foarte bun. Cu teatru, ce faci anul ăsta? Teatru, ce noi facem la Teatru Ion Creangă online, discuții. Cred că sunt piesele online acum, jucă. Mai sunt, da? Dar se ocupă departamentul. Da. Ia, mi-ai adus flori. Vrei să ne jucăm cu Helio? El a fost la Kevin de România. Știu. Ia puște-l loc aici. Am auzit că vrei să te faci actor, hă? Da. E blânduț așa, dar mult mai frumos ca mine. Bravo ție. Mulțumesc. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și să ajungi acolo unde ți-ai dorit. Dar să știi că e meserie cam grea.
Apropo de meseria asta, după aia îți las ție cuvântul, că acum m-a pornit măruță, zic că sunt Florin Piersi, vorbesc până nu mă mai opresc. Și la un moment dat a fost întrebat tatălui Mihai Fotino, tot actor la ca și profesie, îți dai seama, în perioada interbelică. L-a întrebat un ziarist, maestre, cum e să fii actor? E greu, e ușor? Și a avut o replică extraordinară, Mișu Fotinu bătrân, și a spus, ori e foarte ușor, ori e foarte greu. Cum adică? Dacă ai talent, e foarte ușor, dacă n-ai, e foarte greu. Eu sper să ai talent și să te zic că de această meserie, că e foarte grea, dar dacă îți place, treci ușor prin ea. Deci chiar vrei să te faci actor, nu? Da. Foarte frumos, bravo mă Puștule, să ai multă baftă. Până atunci să știi că poți să-l cauți pe Ionuț Ciocea, ai auzit de la Teatru Ion Creangă și... Poți să că mă cauți de lup, de urs, de... De ce mai joc eu pe acolo? Perfect, fii atent, el ne-a dus baloane aici. Ai cuțite acolo. Da, arme albe. Dar acum baloane, tu, când te-ai jucat ultima dată cu Heliu? Tot la tine. Da? Cu Heliu? Tu m-ai pus că era o doamnă... care cânta muzică populară. Doamna Saveta. Saveta? N-a reușit nici până acum. Da, și... Au trecut 3 ani și tot n-a reușit să vorbească cu Heliu. Da, era frică, de fapt. Da, exact. Și hai, la tine. Ia, fii atent. Așa. Kevin, tu faci asta mereu? Nu. E prima dată? N-am mai făcut. Ai mai făcut, fii atent. Deci o să tai... Bine că nu ne dai cu plumb. Că... Urmează. Ia, fii atent. Ține de aici, așa. Ține bine, bine, strâns de acolo. Ține de aici, de jos, ca eu să poți să tai, da? Aha, să nu iasă aerul. De la muțugui. Așa și încearcă acum să inspiri din el, da? Da. Ia-l tot. Nu, tot. Ce, l-ai dat tot jos. Fii atent la... Fii atent. Sunt mai calic. Ia, fii atent. Ia. Poate să spargi. Nu, fii atent, uite de aici. Ce mai faci, măruță? Măi, ce comic ești acum, vezi, nu mai trebuie să faci nimic, vorbești ce vrei tu. La Steaua care a răsărit o cale atât de lungă, că iată poezia a devenit foarte scurtă. Hai, stai să mai bag o dată. Cum ar fi să rămâi cu voce așa, să duci acasă? Sperească Dumnezeu. Și așa am vocea puțin pițigăiată, asta mai îmi trebuie. Deci uite, asta trebuie să faci, da? Kevin, fii atent. Tu care ai luat din balon? Știi ce răcoroșie? Îți vine așa, zici că mănânci înghețată. Ia, haide să vedem, Kevin. Ia. Până la urmă, ori ne facem. Puștul ăsta, deci fii atent. David, ține bine de acolo, da? Așa, și încearcă acum să iei tot. Hai, Kevin Cosner. Hai că trece repede. Hai. Ce mai faci? Bine. Îți place ce făceai? Nu. Nu, ia mai încearcă și pe ăla. S-a dus. S-a spart. S-a dus. Știi că Puștul s-a făcut fraudă bancară? Ce mișto! Cum ai reușit? A luat cardul lui taică-su și... Unchiu. Bravo, da. Ție! Da, exact. Și a făcut niște achiziții de jocuri. Fă, aia, cât ai putut? 1.000 de lei, 2, cât ai putut să cheltuiești? Mai mult. Nu? Nu. Nu mai mult? 150 ceva de euro. A, 150 de euro. A fost bine. Deci a fost limită. Mai și merită câteodată unchii ăștia să le mai iei cardul, nu? Să ne țină minte. Păi, dar nu mă vine doar să joacă cu voi, că așa sunt unchii. Știi că e cea mai plăcută profesie? Să fii unchi? Nu, părinte. Că unchiul vine când are chef. Să ți-a copiii să joacă, după aia pleacă. Asta e valabil și pentru bunici. Da, și pentru bunici. Și pentru bunici. Chiar am văzut un film unde spunea, ce mișto e să fii bunic. Dic când vrei tu, pleci când vrei. Când te-ai plictisit, ai plecat. Da, și, exact. Și mai și curez după ei. Și după copii și după bunici. Cu la serviciu cum e? Doamne ajută, vă transmitem salutări. O să înceapă un nou sezon. Da? Acum, cred că la sfârșitul februarie. Am filmat vreo 15 episoade. Superb toate. Și, ce să zic, toată echipa de acolo transmite toate echipei de aici. Multă sănătate. Practic e înfrățirea între echipe. Cam așa ceva. Așa ceva, perfect. Și așteptăm ca lumea să se bucure de ce am creat noi. Foarte frumos. Să știi că noi am găsit la un moment dat soția lui Bobiță. Se pare că am găsit și soția lui Firicel. Soția, nu soția, da? Soția. Și uite, dacă sunt oameni care se uită la noi și au prieteni care spun, bă, tu semeni cu brânzoi din Las Fierbinți. Hai, mă, că năsoși sunt mulți, mă. Numai acum să aibă simțul umorului. Știi că e o problemă ăștia cu nasul mare, că toată lumea ia la mișto, știi? Eu am scăpat de aia din clasa 11. Dar dacă au simțul umorului și nasul mai mare...
Să nu intrăm în detalii. Dar... Să puneți aioși. Dar cu mare bucurie. Chiar aș vrea să mi-a fost soția. Deci soția lui Brânzoi pe la măruța.romprotv.ro sau pe WhatsApp. Poate aveți vreun prieten, vreo rudă care seamănă cu Ionuț Ciocea Brânzoi din Las Fierbinți. Trimite-ți-ne poze. Îți mulțumesc mult că ai trecut pe la noi. Să ai un an bun, ești minunat și mi-ai promis că vii cu surorile. Ei, trebuie să le conving. Ok. Dă-ne numărul de telefon că le sunăm noi. Ne mai gândim. Perfect. Până la urmă le găsim.